Astăzi vă vom prezenta lecția Forța de frecare. Forța de frecare este forța care apare la suprafața de contact dintre două corpuri care se mișcă uniform unul față de altul și se opune mișcării unui corp față de celălalt. După cum observați, forța de frecare se întâlnește între cele două suprafețe și are sensul opus mișcării. Întâlnim forță de frecare și la alunecarea unui corp pe un plan înclinat. Dependența forței de frecare de gradul de șlefuire al suprafeței pe care alunecă un corp este dată de constanta de material numită coeficient de frecare la alunecare, notat cu litera grecească μ. Legea întâi a frecării. Modulul forței de frecare la alunecare este direct proporțional cu modulul forței de apăsare normală pe suprafață și are expresia matematică forța de frecare este egală cu mu ori n sau mu egal cu forța de frecare raportat la forța de apăsare normală. Mu este coeficientul de frecare la alunecare, este o constantă care nu are unitate de măsură și exprimă dependența forței de frecare la alunecare de felul în care sunt șlefuite suprafețele. Legea a doua, forța de frecare la alunecare nu depinde de mărimea suprafețelor aflate în contact. Ce s-ar întâmpla dacă forța de frecare ar fi zero? Deci dacă nu ar exista forță de frecare, oare am putea merge? Oare mașinile ar înainta? Oare nodurile ar rămâne legate? În cazul mecanismelor care conțin piese în mișcare una față de alta, frecarea dintre ele determină încălzirea pieselor. Pentru a micșora această frecare se folosesc două metode, ungerea și folosirea rulmenților. Vă mulțumesc!